Dar viața de credință nu este un automatism. Harul ne învață să o rupem cu păgânitatea, harul nu ne lasă să fim leneși, harul nu ne duce la somn, harul nu ne duce în vacanță, harul ne pune la treabă. Spunea Augustin și spune mereu și Charles Spurgeon de la el a preluat-o. Spunea așa că Dumnezeu nu vrea să lucreze fără noi și noi nu putem fără el. Iată că harul nu înseamnă că atunci când Dumnezeu îți dă har, viața ta este lipsită de efort. Adică tu nu faci niciun efort, pur și simplu stai ca ăla din povestea aia cu pică, pară, mălăiață în gura lui nătăfleață. Adică, Doamne, fă tu pe toate, că eu stau, că eu sunt pe viteza ardeal, cea mai relaxată din România și eu stau și tu le faci, că eu sunt foarte, foarte relaxat. Dragilor, relaxarea e bună, să fii ardelean e fain, dar să fii un om al împărăției e și mai fain, amin? Așa că trebuie să ne dăm viteza noastră culturală sau în care am fost născuți după cultura împărăției lui Dumnezeu. Nu o să avem scuză când o să stăm înaintea lui Dumnezeu să zic, păi eu, Doamne, mi soltean, eu m-am născut moldovean, eu am fost ardelean. Nu, Dumnezeu vrea oameni ai împărăției, copii ai împărăției, amin? Și copiii împărăției au o diferită mentalitate. Dacă un om care este un om al religiei vine în biserică și se așteaptă doar să primească, în fiecare duminică stă pe scaun și nu face absolut nimic, nu e implicată nicio grupă de casă, nu este implicată nicio lucrare socială, nu este pur și simplu el vine, stă pe scaun, dă la pleacă și crede că îi face un favor lui Dumnezeu. Dăm voi să spun ceva, că aia este religia. Ăla e ritul. Dumnezeu te cheamă la un pic mai mult decât asta. Dumnezeu te cheamă la o mentalitate Proactivă. Amin. Dumnezeu nu lucrează cu leneși. Biblia spune că harul nu ne lasă nici leneși, nici nerodi, tori. Apostolul Pavel vorbește despre acest proces care Dumnezeu începe în noi prin nașterea din nou și e un proces în care noi și el dăm mâna și facem ceva împreună pentru că suntem împreună, lucrători, cu Dumnezeu. Niciunde în scriptură nu ți se promite că Dumnezeu va face totul și tu doar să stai să primești. Gândește-te la un stup cu albine și vreau această ilustrație să ne rămână bine în minte până la finalul predicii. Nu mi-am propus-o, dar îți mulțumesc, Doamne, că mi-o aduce aminte. Am vorbit cu mulți stupari și albinele au o viață interesantă. Până acum oamenii de știință încă nu le-au dat de capăt. Dar ce au învățat despre ele este că atunci când o albină se naște, ea are în ea un ADN care, care îi spune ca și la furnică tot timpul, muncești te. În stup nu există leneș. Există un singur bărzăune din ăsta mai mare care să numește cum noi? Nu Trântor. Ăla, toată ziua e vizător, visează, vorbește despre împărăție. Albinele însă muncesc când spunea cineva, tu știi că 25%, nu știu dacă e adevărat, că nu sunt stupar, dar el mi-a spus, din albinele mele au murit în iarna asta. Dar zic, ce s-a întâmplat? Zice, au murit dând căldură stupului. S-au sacrificat pentru următoarea generație. Wow, cum adică? Explicăm. Zice, să ridică în aer, și își fac acolo o, un fel de grup din ăsta, care, care pe rând încălzesc grupul și dau din aripi până mor. Ca să țină temperatura constantă. Iată că Albina înțelege că nu-i doar despre ea, este despre următoarea generație. Când Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, doi Timotei, nu știu dacă știți, sau poate Știți? Dar dacă nu, nu știți, vreau să vă aduc aminte, e una din cele mai profunde și, 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 și puternice declarații biblice făcută de mare, Marele Apostol chiar înainte să părăsească lumea aceasta. Nero, împăratul Nero, care a fost unul din cei mai cruzi din istorie... Deja se, se pare că în momentul scrisorii fusese deja judecat și neroi dăduse sentința. Și pentru că era cetățean roman și nu îl puteau crucifica, pentru că Pavel era și cetățean roman, da, a făcut slăros de cetățenie romană, născut în Tars. Atunci, Nero i-a dat sentința să-i fie tăiat capul. Dar Pavel nu se uită cu groază și asta vreau să vă transmit în, după masa asta. El nu privește cu groază la moarte. Din potrivă, spune trei cuvinte celebre. M-am luptat, am sfârșit, am păzit. Spunem împreună. M-am luptat, am păzit, am sfârșit. Amin. Dragii mei, M-am luptat, am sfârșit și am păzit. Ce s-a luptat Pavel? M-am luptat, lupta cea bună. Vedeți, Pavel era nu doar un apostol, dar era un om cu inimă de tată. Timotei și alți câțiva ucenici erau fii lui în credință și a vrut să le transmită ultimele cuvinte. Pentru că dacă tu ar fi să ai ultima săptămână a vieții tale, crede-mă că n-ai mai vorbit nimicuri cu soția sau soțul tău. N-ai mai vorbit nimicuri, pune aici, dă iarba mai încolo, pune acolo, pune ca în acolo, lucrurile alea n-ar mai conta. Știi ce ar conta? Câteva lucruri care vrei să îi le lași acestui tânăr, acestui om, acestui copil, acestei ființe cu care să meargă să țină minte pentru toată viața lui. Când omul este înainte de plecarea în veșnicie, Pavel a fost gata, el spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de bun miros. Cu alte cuvinte, el își știa, știa că îi vine sfârșitul, știa că Dumnezeu îl înștiințase prin Duhul Pavel vie acasă și știi ce îmi place la el? Că el nu transmite groază în plecarea lui. El știa că plecarea e ceva normal pentru creștin, mai mult decât asta spune că anticipează și așteaptă coroana, așteaptă premiul care Domnul Hristos o va da tuturor celor ce iubesc venirea lui. Dar unii se roagă mai mult, Doamne nu veni, stai acolo că mai vreau să fac și -o un ban mai vreau să fac și eu o casă, mai vreau să fac și eu o viață. Credeți-mă, eu m-am rugat așa, aveam 16 ani jumate când m-am pucăit și aveam două bătrânele la biserică, care eu le-am dus în față să se roage pastorul american pentru mine să mă elibereze, că aveam nevoie de eliberare. <laughs> și ele știți ce să rugau toată ziua Singura lor rugăciune era Maranata, Maranata Vino Doamne Iisuse și eu de lângă ele Doamne nu le asculta Sunt prea tânăr, mai stai și tu puțin în cer la mintea mea de atunci așa mă rugam. Dar acum înțeleg ce minunat este să vină Domnul. Pentru că dacă Domnul vine, stăpânitorul veacului acestuia, s-a terminat pentru el, povestea se încheie. Dragul meu, Pavel, apostolul, îi dă trei coordonate lui Timotei despre care vreau să vorbesc. M-am luptat, am sfârșit, am păzit. Sunt trei coordonate, sunt trei lucruri care aș vrea să ni le imprime Duhul Sfânt pentru vecii vecilor în inima noastră până plecăm la Domnul. Amin? M-am luptat. Ce s-a luptat Pavel? De ce Pavel Apostolul, care avea așa o ungere de mare, a fost Apostolul Neamurilor, a scris trei sferturi din Nou Testament, de ce nu stătea așa și spune, uh, m-am relaxat, uh, am fost în concediu, am făcut aia, am făcut aia la viața e relaxare, relax. Nu, Pavel, a zis, m-am luptat, pentru că viața creștină, dragii mei, nu e relaxare. Atunci când treci din împărăția întunericului, în împărăția luminii, crede-mă, cineva o să vină după tine. Și ai nevoie de toată protecția și toată armura lui Dumnezeu. Intri de partea, la, de partea bună, de data asta, a ecuației și vor fi lupte. Vei fi tu atacat, îți vor fi finanțele atacate, vor fi copii, îți vor fi parteneri. Uită-te la viața lui Ov. Nu e că dacă tu te pocăiești, toate lucrurile o să-ți meargă roz. Tu doar trebuie să stai să uh, uh, bei limone, să bei și să te răcorești. Dragul meu, viața este o luptă. Spunea un scriitor român, o luptă e viața, deci te luptă. Cu patimă, cu, cu dor, uite cineva știe. Și cei plăși să-i lasă, moară, că aceasta e destinul lor. Cei care nu vor să lupte. Cred că Tudor arghezi dacă nu, nu sunt sigur scria, dar ce vreau să vă transmit este că Pavel a înțeles că e o luptă. Trebuie să ai o anumită mentalitate la start și în procesul care tu continui până la plecarea ta în cer. De ce? Pentru că sunt mai mulți dușmani și aș vrea să vorbesc de câțiva dintre ei. În primul rând sunt dușmani interni. Care pot fi unii din dușmanii interni? În primul rând, poftele. Biblia spune în Iacov că atunci când pofta din noi zămizlește, duce la păcat. Ăla e un dușman. Dacă nu știi să-ți ții în frâu trupul, Pavel spunea, mă port cum? Aspru cu trupul meu. De ce? Că după ce am predicat să nu fiu eu însum lepădat și să calc în picioare mărturia Domnului Hristos. Dar un alt dușman intern care te poate doburu este îndoiala vii la biserică, te pocăiești, ești botezat, primești botezul și ușor, ușor cum trec anii, începi să te îndoiești. E un dușman intern care te, te seacă dinăuntru. Al alt dușman intern este indiferența. Vila la biserică, predică predicatorul în seara asta, în persoana mea și trece pe lângă tine și te uiți la mine și doar dai din, din cap. Deja eu știu, știu versetul, știu ce spune. Aduceți-vă aminte ce ne învăța Dumnezeu, Duhul Sfânt prin Iacov dimineață, că nu-i de ajuns să știi între ce știi și ce face. E o mare prăpastie în creștinism acum. Dumnezeu ne cheamă să facem. Amin? Indiferența. un alt dușman intern care pe mine m-a pus, cum să spun așa, mi-a furat câteva oportunități sau câteva oportunități de a binecuvânta pe cineva a fost indecizia. De multe ori ești indecis. Vrei să faci un pas, dar zici, bă, poate nu, poate greșesc. Mi-aduc aminte că un om spunea cea mai mare greșeală în viață e frica de a nu face o greșeală. Oricum o să faci greșeală. Un alt om mare al lui Dumnezeu zicea în lucrarea care fac oamenii care încearcă fac am două greșeli pe an. Și oamenii care nu încearcă fac doar două greșeli pe an. Indecizia te poate dărâma. Indecizia, Biblia spune, o nădejde amânată, îmbolnăvește. Ce? Inima. Când tu tot amâne, 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 știi că trebuie să faci pasul botezului, știi că trebuie să te întorci la Dumnezeu, știi că trebuie să te însori, îți trec ani. și stai să-ți o aducă Domnul, dar Domnul zice, cine găsește o soție bună, nu predica pentru cei de la mic să trancă. Băieții mă iubesc, am vorbit mai de și ne-am rugat împreună. Nu predic pentru ei. E pur și simplu un principiu general. Dragii mei, sunt dușmani interni și Pavel a vorbit despre epistolele lui. Dar mai sunt dușmanii externi, ispitele, oamenii și circumstanțele. Apostolul Pavel a avut oameni care au fost împotriva lui tot timpul, au fost iudaizatorii, după aia au fost oamenii necredincioși, după aia a fost unul pe nume Alexandru Căldă, Raru, vă aduceți aminte de el? Din ceea ce spun studiile și oamenii care au studiat bine istoria, să spune că ăsta a fost omul care l-a denunțat pe Apostolul Pavel către autoritățile romane. De asta îi spune lui Timotei, ferește-te de el că și mi-a făcut mult rău și e cu totul împotriva cuvintelor noastre. Nu se știe sigur dacă Alexandru Căldăraru a fost și el ca Simon Vrăjitorul, unul care a fost credincios sau a venit la credință sau n-a venit niciodată la credință, dar Apostolul Pavel a avut dușman extern și în viața asta să știi că o să ai dușman extern, deci tu trebuie să știi să te lupți, trebuie să pui pe tine toată armătura lui Dumnezeu, să nu crezi că toată lumea îți vrea binele, nu fi naiv, Wow, când m-am pocăit, am crezut că toți o să fie fericiți. Și tatăl meu s-a uitat la mine și a zis, Bătu, ai nebunit? Cum să renunțăm noi la lucrurile astea, la scandal? Asta e parte din natura noastră, ca neam, cum noi? Altul prieteni mei mi-au spus, bă, omule, ce s-a întâmplat cu tine? S-au spălat ăștia creierul. Nu toată lumea a fost fericită că eu am dat mâna cu Domnul Isus Hristos. Dar pe lângă dușmanii interni cu care mă luptam, pe lângă dușmanii externi care erau împotriva deciziei mele, am mai avut un dușman, pe cel rău și demonii lui. Și Biblia spune că cel rău rage ca un. Dragilor, vreau doar să vă spun în paranteză mică, el nu este un leu. El doar încearcă să ragă ca un leu, pentru că el tot timpul încearcă să limite pe Domnul Isus Hristos, care e leu din tribul lui Iuda. Cel rău doar rage ca un leu, încearcă să te intimideze. Dar nu uita, biruința deja a fost câștigată. Îmi place ce spune Iuda unul cu trei, prea iubiților. Pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de 18, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Vedeți, e o luptă. Viața de credință e o luptă. Vreau să te întreb cât de mulți rupți sunt rugăciune. Vreau să te întreb cât de mult lupți sunt mijlocire. Vreau să te întreb, tu pui pres pe lucrurile astea spirituale? Pe armele spirituale sunt atât de mulți creștini înfrânți. Și știi de ce? Nu pentru că nu pot. Nu pentru că Dumnezeu nu le-a dat puterea, ci pentru că refuză să folosească armele cerului. Biblia spune despre armele împărăției luminii că sunt testate. Cuvântul e testat, el este un scut pentru cel ce se încrede în el. Avem arme de lovire și de apărare. Cum stai cu scutul credinței? Cum stai cu sabia Duhului? Cum stai cu acest cuvânt al lui Dumnezeu? Păi dacă tu ești tot timpul împărtășie cu alte știri, cu alte canale, normal că dacă te-ai decuplat de la cuvântul vieții, nu o să ai putere atunci când cel rău vine. Dragul meu, viața este o luptă. Apostolul Pavel și m-am luptat lupta cea bună. Și spune lui Timotei, nu lui Timotei care e lupta cea bună, lupta cea bună a credinței. Există o luptă cea bună. Noi, când ne luptăm, nu ne luptăm așa fără niciun scop. Noi ne luptăm bazați pe Cuvântul lui Dumnezeu pentru că știm că avem un vrășmaș, dar știm că avem un Tată care este Dumnezeu mare, avem Cuvântul lui și avem Duhul Sfânt în noi, de partea noastră. Biblia spune că cel ce este în noi este mai mare. De asta, atunci când vine lupta, nu începe să tremuri. adu aminte că cel ce este cu tine este mai mare. Aduți aminte că gigantul, uriașul din fața ta poate fi doborât prin cuvântul lui Dumnezeu. Era un om al lui Dumnezeu, Watchman, nu știu dacă ați auzit de el, în, în, școală, am găsit câteva din cărțile lui aruncate într-un coș de gunoi de la cei dinaintea mea și le-am luat și am început să citesc pentru că eram un tânăr flămând, vreau să învăț cât mai mult. Și acolo am citit pentru prima oară uriaș și din fața noastră sunt pâinea noastră. Nu trebuie să fugim de ei, trebuie să-i mâncăm pentru că Caleb spune, haideți să ne suim pentru că îi vom mânca. Dragul meu, ai înțeles că există o luptă bună la care Dumnezeu te cheamă? Odată eram implicat în câteva lucruri care erau de, de, de altfel foarte bune, dar nu erau voia lui Dumnezeu. Nu erau ideea lui Dumnezeu, era ideea mea despre cum ar trebui să-l pe Dumnezeu. Și de multe ori facem lucruri bune care nu sunt inițiativa capului. Sunt bune, sunt morale. Dar nu sunt în planul lui, în planul lui, în faptele bune pregătite dinainte. Și la un moment dat eram acolo în niște zbateri și m-am -am rugat Domnului să-mi vorbească printr-un cuvânt. Și cum citeam Biblia la rând, deodată ajung la numele fiilor lui Iacov. Și din toate numele, Ruben, le am luat pe, pe rând, da, Iosif, am, am ajuns la Neftali. Și nu mai puteam să trec de acolo, Duhul Spune mi-a captat atenția, Neftali. Și m-am dus să văd ce înseamnă. Și Neftali înseamnă luptă, luptele lui Dumnezeu. Și în momentul ăla mi-am dat seama că eram angrenat în atât de multe proiecte. Și m-am întrebat, oare chiar Dumnezeu m-a chemat să fac lucrurile astea? Îs lucruri bune, dar sunt oare luptele lui Dumnezeu? De câte ori tu și cu mine n-am fost implicați în lupte personale, ambiții egoiste, oh, agenda personală, păi uite așa că vreau eu, uite așa că nu fac eu ce îmi spune ăsta mie. Dragul meu, Dumnezeu ne cheamă să luptăm luptele Lui, care să-L reprezinte pe El, amin? Luptele Lui Dumnezeu. M-am luptat lupta cea bună. Al doilea lucru care vreau să îl transmit în seara asta este că nu ajunge doar să te lupți. Biblia spune acolo că el s-a luptat, a sfârșit alergarea. În timp ce tu te lupți, trebuie să înțelegi că ești chemat la o alergare. Și eu nu pot să alerg alergarea la Adina. Adina nu poate să alerge alergarea mea. Sorine, nu-i poți alerga alergarea soției. Trebuie să alerge singură. Dumnezeu a împuternicit-o, i-a dat putere. Tibi, nu poți să alergi pentru Ramona. Ramona nu poți să alergă pentru Tibi. Ne putem încuraja unul pe altul. Dar fiecare are o alergare de făcut, amin? Pavel și-a știut că are o alergare, nu se putea lăsa, ținut de lumea aceasta. Acest om îmi place atât de mult, că ne transmite ideea nu de sprint, ci de maraton. Eu vă spun sincer, prima oară când m-am întors la Domnul și cred că mulți s-a trecut prin asta, am alergat o săptămână și am obosit. Am zis, huh, să iau o pauză. Și au început loviturile din partea celui rău. Și mi-am dat seama că viața de credință nu e un sprint, este un maraton. Eu la școală eram bun la viteză. Eram foarte bun, nu chiar primul din școală, dar cred că întotdeauna ieșeam al doilea, al treilea. Dar la rezistență eram praf. Ei, Viața de credință este un maraton. Alergăm azi, dar mâine este o nouă alergare. Marți e o nouă alergare. Nu înseamnă că ce ai alergat luni se pune pentru marți. Diavolul nu ia pauză niciodată. El vine să te atace, vine să te înjunghe pe la spate, spune Domnul Hristos. Vine să fure, vine să ne norocească. De asta trebuie să fim întotdeauna pregătiți. spune vecinului, viața de credință e un maraton. Nu aud. Nu vă aud. Viața de credință e un maraton. I-ai spus vecinului? Vezi că ai un vecin lângă tine, uite-l îmbrăcat în cămașă albă. O, oh, Doamne Iisuse, ajută-ne! Îmi place ce spune apostolul Pavel, spune aici... 1 Corinteni 9, de la 26 la 27. 1 Corinteni 9, de la 26 la 27. Eu, deci, alerg. Dar nu ca și cum n-aș ști încotro, alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca și cum lovești în vânt, ci mă port astru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Iată, iată, ce principiu, în timp ce alerg, îmi țin trupul în stăpânire. Ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu sunt să fiu lepădat. În unul din sensurile acolo îmi țin trupul în stăpânire, că îi mai dau câte una din când în când dacă face gălăgie. Treci la loc, stai liniștit, supune-te voi lui Dumnezeu. Și vine monstrulețul din tine și își cere dreptul. Eu vreau, dar eu vreau asta, dar eu vreau asta, dar eu vreau. În fiecare zi auz o voce. Eu vreau. Auzit și voi vocea aia. Și cred că Domnul Hristos ne învață, Tată, nu voia mea, ci voia ce vrei tu. Îmi place că Pavel Apostolul era un om cu un scop, nu le avea pe toate rezolvate, dar știa că pe lângă lupta care trebuia să o ducă zilnic, să treacă linia de sosire, el știa că există o răsplată și îmi place asta. Puneți răsplata în minte, dragul meu. Dumnezeu vrea să ne răsplătească, ba mai mult în evrei spune că cine se apropie de el trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei care îl caută. Tu ești conștient că de fiecare dată când îl cauți pe tata, el îți dă o răsplătire? Oh, eu sunt conștient de asta. Am venit astăzi aici și am zis, Doamne, Mă doare capul, dar lasă că îl dor și eu pe el. Mă doare un picior, dar nu-i nicio problemă, altul nu mă doare. Lăuda să fie Domnul. Este cald, nu-i nicio problemă, dăm înainte. Dar, Doamne, Tu ești vrednic de laudă, Tu ne dai har și Tu ai promis că pe cine te caută, Tu îl răsplătești. Am auzit de o femeie care a venit la rugăciune și ea mi-a spus că ieșea la rugăciune, ieșea la rugăciune, ieșea la rugăciune și tot nu s-a vindecat, tot nu s-a vindecat, tot nu s-a vindecat. Și a continuat să iasă la rugăciune și a zis, până când a ieșit? Și până m-am vindecat. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu care răsplătește. Perseverează, dragul meu! Pavel era un om cu un scop divin. Nu trăia la întâmplare, nu trăia din inerție. Am auzit o poveste a lui William but un om în Marea Britanie, un om al lui Dumnezeu mare care a slujit orfanii Londrei și a slujit cu credincioșie timp de 80 de ani până când vederea a început să-i facă probleme. Și la un moment dat a orbit de tot și a venit fiul lui, l-a luat de mâini și a zis Dragă tată, doctorul a spus că nu o să mai vezi niciodată. Îmi pare atât de rău să-ți dau vestea asta atât de rea. La care el a zâmbit și a zis Dumnezeu pe care l-am slujit când aveam ochi, acum va avea un slujitor care îl va sluji fără ochi. Wow! Ce mentalitate divină. Cu alte cuvinte, acest om nu s-a lăsat, n-a zis, măi, dacă Dumnezeu mi-a luat ochii de acum, o să stau pe un scaun în grădină și o să-mi de milă. O să-L slujesc pe Domnul până la capătul zilelor mele. Amin? Îmi place de Pavel că spune aici, sunt un om cu un scop, nu le am pe toate rezolvate, alerg spre o răsplată, alerg spre o linie de sosire, trebuie să trec linia mea de sosire, dar mai spune ceva, zice, mă port aspru cu trupul meu, nu am timp de indulgențe firești. Știi ce așteaptă diavolul? Eu am văzut, la mulți, doar să ne relaxăm un pic, nu mă refer că n-ai voie să mergi în concediu, nu mă, nu, nu, ziua, nu. nu mă refer că n-ai voie să stai să ai un timp cu domnul în grădină. Nu mă refer la astea. Dar relaxarea aia spirituală când lași garda jos, el asta așteaptă. Pentru că de el voi știți când lovește șarpele, ați observat șarpele cum funcționează? El așteaptă. Dacă are ceva, are răbdare. Stă nemișcat ore întregi. Eu am văzut un șarpe odată, mă uitat la discovery, patru ore jumătate a stat până a lovit. Piu. El așteaptă. De asta nu trebuie să lași garda jos. Pavel nu și-a lăsat trupul, O, oh, Pavel, poate merici tu mă să te relaxezi. Gata, uite, ai plantat biserici în toată Asia, Auzește apostolul neamurilor, ce să mai... Ia pune-te tu un pic pe un scaun de ăsta de bishop și relaxează-te, de acum dă doar ordine. Nu, nu, Pavel a rămas un soldat până la sfârșit. Și asta i transmitul lui Timotei. Vedeți că stilul lui de vorbire cu Timotei nu este fiul lui Timotei. Dacă îți spică bine, dacă te face fericit, ascultă de cuvântul Domnului. Timotei, te rog, mai roagă-te din când în când, mamă, că bine, pruncul meu, bine-ți-a fi. Nu vorbește Pavel așa cu Timotei, ci fiul meu, îți poruncesc! Vezi, Vedeți că are un limbaj militar, de ce că Pavel vrea să-i insufle lui Timotei că viața de credință este o luptă. Amin. Și nu putem să lăsăm lucrurile în întâmplare. Pavel avea un scop clar în mintea lui, vrea să treacă linia de sos sosire, Filipen 3, de la 12 la 14, Filipen 3, de la 12 la 14, vreau să-l citim, Doamne ce verset lăuda să fie numele Domnului. Mm, ai găsit? Citim împreună. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvâr, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, că și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Alerg înainte. Știți cum alergă unii creștini? Un pas înainte, doi înapoi. Un pas ca la hora unirii, doi înapoi. Un pas înainte, doi înapoi. N-au niciun progres. După 5 ani te uiți, ei sunt tot acolo. După 10 ani, ei sunt tot acolo. Toți se luptă cu depresia. Tot se luptă cu singurătatea. Toți sunt biruiți de pofte. De ce? Pentru că acești copii de Dumnezeu n-au înțeles că e o luptă. Dumnezeu vrea ca ei să se ridice, să fie înarmați cu toată armătura lui Dumnezeu și să-și facă treaba. Amin? O, Doamne, Pavel să lupta și alerga. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru în continuare. Ce? Uitând ce este în urma și aruncându-mă spre ce este înainte. Wow, aruncându-mă spre ce este înainte. Mai, mai un verset alerg spre unde alerga Pavel. Spre țintă. Pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Pavel a alergat pentru premiul lui. Vreau să te însuflu și să ne încurajez în, după masa asta. Alergă pentru premiul care Dumnezeul are pentru tine. Lumea asta nu poate să-ți dea acel premiu. Lumea asta e prea mică. Lumea asta va trece. Bagă-ți în minte chiar dacă ai 20 de ani. Bă, va veni o zi când voi pleca de aici. Acceptă lucrul ăsta și crede-mă că te vei liniști, vei fi mai fericit. Când mi-am pus în mintea mea că asta e realitatea, într-o zi va trebui să părăsesc planeta asta. Și am văzut perspectiva lui Pavel, nu mă mai uit cu groază la clipa aia. Mă uit cu anticipație. Ori vine Domnul, ori plecăm la El. Slavă Lui! Dar văd în ultima vreme atât de mulți creștini care sunt ca și soția lui Lot. Întorc capul spre Sodoma și Gomora. Și vezi cum sunt stâlp de sare, nu se mai mișcă. Ce faci, frate? Pa, 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 ce pace. foarte rigizi, nu mai au viață, nu mai au vlagă, nu mai au zâmbe, nu mai au speranță, nu mai au nădejde, pentru că ochii lor nu sunt îndreptați spre premiul chemării cerești. Ochii lor sunt aici, pe pământ, lipiți cu superglu. Îmi place de Pavel este un om care aleargă să luptă cu un scop, nu are indulgențe firești, are un scop clar în minte, vreau să trec linia de sosire, dar e un, un om hotărât și decis și îmi place că acest verset descrie încrâncenarea în luptei. Pavel a înțeles că acolo este o luptă, aduceți mi aminte de Iacov, când s-a luptat Dumnezeu cu el. Să nu credeți vreodată că, că Iacov l-a învins pe Dumnezeu acolo în lupta aia. Niciodată un copil nu-și bate tatăl, ați înțeles? Doar dacă tatăl se preface că a fost. Dar în încrâncenarea aia, noaptea aia, Iacov a învățat ceva. Binecuvântarea nu se fură, se cere. Dragul meu, e o luptă. Viața e o luptă. Viața e o luptă. Știi cât l-a așteptat Dumnezeu pe Iacov? Vreau să vă spun doar cifra. Știți câți ani avea când a fost, s-a întors Iacov și a ajuns la Peniel? 90 de ani. Dragul meu, Dumnezeu are răbdare și are și timp. Tu ai? Eu cred că astăzi este o zi bună în care Dumnezeu ne cheamă în căldura asta de Oradea. Care, sincer, pentru mine e un pic cam mult, vă spun, sunt onest cu voi. Aș fi preferat răcoarea de munte. Dar îi mulțumesc Domnului și pentru căldură, că avem nevoie de ea, amin. Dar faptul că e căldură, faptul că e soare, slăvi să fie Domnul căldă nu înseamnă că trebuie să ne moleșim în vara asta, ci avem o vară în față în care putem să câștigăm suflete pentru Hristos, să zidim familii, să împăcăm oameni, să chemăm oameni acasă. Avem o vară care putem să fructificăm oameni buni. Chiar dacă mergi în concediu. Eu personal am mentalitatea, eu în concediu dacă merg și merg foarte rar, dacă când merg, eu sunt evanghelist sub acoperire. Nu aș putea dacă Dumnezeu îmi dă o oportunitate să tac din gură. Nu pot, eu sunt la lucru pentru împăratul și pentru împărăția cerurilor. Du-te, relaxează-te, da. Dacă ai oportunitatea să vestești Evanghelia, spune-o. Nu zi, acum eu sunt la relaxare. Eu nu fac nimic, lasă să o facă ea la biserică. Dragul meu, viața asta e scurtă. Nimeni nu știe firul zilelor. Unii vom pleca mai devreme, alții mai târziu. Cineva avea o vorbă, ne naștem pe și plecăm o știți. Dar nu contează când pleci, contează cum pleci. Și contează și ce faci până atunci. M-am luptat, am sfârșit alergarea, ultimul este am păzit credința. Credință în cine? Nu o credință în sine, nu o credință în vreun zeu, nu o credință în, în persoana lui și în abilitățile lui. Pavel a avut o credință reală și autentică în persoana Domnului Isus Hristos. Cine l-a chemat pe Pavel? să fie un apostol, un slujitor. Iisus Hristos, El l-a văzut cu ochii Lui. Când a venit lumina, a înțeles, Doamne, cine ești? Eu sunt Hristos, Cel pe care îl prigonești. Dragul meu, El a păzit credința. Îmi place ce spune Ioan 6, cu 29. Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Vreau să te întreb, cum stai cu credința în Domnul Hristos? Pentru că s-ar putea să fi crezut acum 20 de ani. Eu vreau să te întreb, tu crezi astăzi că Biblia spune cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viață veșnică, nu cine a crezut în Fiul lui Dumnezeu. Ai făcut update la credința ta? Ai făcut update la credința ta sau te bazezi pe credința aia din 1190, când, 1990 când te-ai pocăit și te-ai băgat în aba botezului. Păi am crezut, frate, atunci. Eu te întreb, crezi acum? Păzești credința? Credința e ceva pentru tine viu? E o credință reală și autentică? E o credință vie? Apostolul Iacob spunea dimineață, credința fără fapte este moartă. Dacă nu mai luminezi, probabil că credința ta odată vie a murit. Vestea bună e că prin auzire a cuvântului lui Dumnezeu, roman 10 cu 17, tu o poți învia și o poți aduce la un nou nivel, amin? Pavel a păzit credința. Îmi place ce spune în 1 Timotei 6 cu 12. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Incredibil că Pavel îi spune lui Timotei, un, un, un slujitor tânăr, apucă viața veșnică. Staamne, stai că nu înțeleg. Păi încă n-am murit. Nu, nu, n-ai înțeles. De acum a apuci viața veșnică. Vreau să vă întreb, a spus mâna pe viața veșnică? Sau țineți cu tot din adinsul de viața asta trecătoare? Știți cum îmi imaginez eu să apuc de viața veșnică? Când eram copii, acolo la Moldova ne jucam cu sănile. Și ăștia mai mari erau mai forțoși. Și împingeau sănile. Și unii din noi care erau mai, mai, mici, eu eram mic de statură, am crescut cam greu. Era foarte mic. Adina a văzut niște poze cu mine. Eu mă țineam totdeauna de, de fie de sumana lor, de hainele alea groase, fie mă apucam de câte un col din ăla de, de sanie. Și ajungeam și eu la destinație. Apucă-te de Domnul Iisus Hristos. Apucă viața veșnică. Apucă viața veșnică, acum tu trebuie să o apuci, nu trebuie să aștepți pentru că deja ți s-a dat, cine crede în Fiul are viața și atunci de ce nu se vede? De ce trăiești cu o, ca și cum e o tragedie permanentă? Mă apropii de 80 de ani, mă apropii de 30 de ani, dragul meu, nimeni nu știe când pleacă trece cu bucurie și fi gata să pleci. Pavel era pregătit, ba mai mult era fericit, să uita cu anticipare, parcă îl văd cum își făcea încălzirea. wow, sunt gata să primesc premiul chemării cerești. În sfârșit am terminat cu lumea asta. Mi-a plăcut odată de un predicator care spunea, Pavel, lui Pavel nu i s-a tăiat capul, el a hotărât când să moară. Vedeți că el spune, mi-am M-am luptat, luptat cea bună, mi-am sfârșit alergarea. El nu s-a lăsat până nu și-a sfârșit alergarea. A păzit credința. Uau wow, cât îmi place acest verset. Îmi place ce spune Pavel în Filipeni 3 de la 10 la 11 să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Vedeți ce, ce, ce mentalitate de soldat avea Pavel. Pentru el cum spune, eu... Și cu lumea asta e simplu e ecuația. Eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Și cine are lucrurile lumii să se comporte ca și cum nu le are. Le ai, bucură-te, mulțumește Domnului, dar comportă-te ca și cum nu le ai. Ca să nu ți fie inima lipită de pământ când te cheamă Domnul acasă. Tot Pavel spune, ne-vrei 12 de la 2 la 3. Să ne uităm sintă. Nu la planeta Pământ, nu la planeta albastră, ci la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Vezi ce a păzit Pavel, relația lui cu Hristos a fost prioritară pentru el. Când oamenii au încercat să-l compromită și sunt convins, chiar dacă nu-i menționat în epistole, că au fost oameni care au zis, băi, Pavel, am vorbit cu Nero, am vorbit cu... Lasă-mă mai ușor cu predicarea. Poți să te scap. poți să-ți dau o arest la domiciliu, dar dacă tu continui să-L predici pe acest Hristos și spui că e regele regilor, pe Nero îl supără asta, că el crede că el e Dumnezeu. Eu sunt convins că Pavel a avut oportunități, dar îmi imaginez în care să se compromită și Pavel a zis nu. Eu slujesc un singur rege și numele lui este Isus Hristos. Lăudați să fie domnul! Lauda să fie Domnul! Nu lăsați căldura să vă ia lauda, să vă fure lauda. Ascultați-mă ce vă spun. Aduceți-vă -mi la minte pe Sanitran, că în vara asta căldura o să înceapă și o să încerce să vă fure lauda. Nu-i o dață. dați. Dați laudă Domnului, amin? Și când e cald, și când e răcoare, și când bate vântul, Doamne, te laud că ești vrenic și tu îmi să te laud în orice vreme. Nu doar când am chef, nu doar când mă simt bine, în orice vreme, amin? Îmi place ce spune, uitați-vă cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. Vezi, dacă Domnul Hristos a suferit împotrivire, tu crezi că o să fie mai ușor pentru tine? Dacă au persecutat pe învățătorul și pe Domnul, pe ucenic? Pentru ca nu cumva, de ce zice Pavel, uitați-vă la el, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Duceți-vă mântuirea Până la capăt. E un proces. E o, o lucrare divină, omenească aici. Dumnezeu vrea să răspundă. El poate să o facă singur, dar nu vrea. Atunci când tu construiești ceva în curte, și eu am văzut de multe ori, când un tată se apucă să construiască ceva, îi dă și fiului ceva de făcut. Tatăl ar putea să facă totul, dar vrea să-l treacă pe fiul lui prin procesul ăla. De ce? Ca să-l învețe și să-l dezvolte. Ăla e un tată înțelept, dar un tată care zice, dă-mă încoace că fac eu, că n-am timp, am săturat las că fac eu repede și am scăpat. Ăla nu e un tată care îl iubește pe fiul lui, pentru că nu dezvoltă în el nimic, nicio abilitate. E Dumnezeu care ne iubește vrea să dezvolte în noi chipul și asemănarea sa. Pentru că am fost predestinați să fim asemenea chipului fiului său. Romani 8 cu 29. Am fost predestinați. Vreau să vă întreb câteva gânduri și pe voi și pe mine. Tu încă lupți lupta cea bună sau ai renunțat? Nu uita că e lupta ta. Lasă o moștenire generațiilor următoare. Nu renunța la luptă, doar pentru că e greu. Nu renunța la luptă doar pentru că ești în pustie. Pustia de multe ori e locul de antrenament unde Dumnezeu ne formează oh, fratețanii sunt în pustiu, de vreo 50 ani, sunt tot în pustiu, la mine nu se mai vede ca Dă slavă Domnului că ești în pustiu și învață lecțiile. Amin? Învață lecția mulțumirii în pustiu. Învață, sunt lecții în pustiu acolo care, între noi și Dumnezeu, care nu le mai înveți când ajungi în țara Canaan. De asta e nevoie de pustiu ca Dumnezeu să ne curățe, amin? Dumnezeu, înainte să-L folosească pe Moise, a trebuit să-L golească. Spunea Diel Moody, un mare predicator, un mare evanghelist al lui Dumnezeu, fără școală multă, cu toate că a făcut și școală, dar fără școală multă a întors, se spun statisticile, 100 de milioane de, de convertiți a avut până la sfârșitul vieții lui. 100 de milioane. El spune așa, că Moise, 40 de ani a învățat cine este. Apoi, 40 de ani, cine nu este. Și ultimii 40, ce poate face Dumnezeu cu un om care... Nu e mult, nu are multe, dar El poate să-L folosească. Dragul meu, mai lupt lupta cea bună, a doua întrebare. Ai de gând să sfârșești alergarea? Sau ai renunțat, deja ți-ai făcut o tabără aici, Doamne, facem niște corturi aici, lasă-i pe ea în vale cu treaba lor, hai niște corturi pe munte pentru tine, Ilie și Moise, și stăm și noi pe lângă voi și vă, grătim, vă gătim niște pește, că noi suntem pescari. Și Domnul Hristos a zis, Petre, nu, eu am de tine nevoie în vale, nu pe munte. Te întreb, ai renunțat la luptă? Ai de gând să sfârșești alergarea pentru că e alergarea ta? Deci te rog, aleargă până la capăt. Aleargă până la capăt. Lasă o moștenire copiilor tăi și nepoților tăi. Ai, mai păzești credința. Pentru că e credința ta personală. Nu poți merge pe tichetul altuia în cer. n cum. E credința ta în Hristos. Du-te credința ta te-a mântuit. Aș vrea să te provoc ca în momentele grele să-ți aduci întotdeauna aminte. Beni, mă ajut? A venit Joshi. Mie îmi place aici, dacă nu-i Beni, Joshi. Dacă nu-i Joshi, Beni. Hai, Joshi, vino încoace, -mi că mi-e dor de tine. Nu te-am mai văzut. Îmi vezi la bac și tu? Nu? Slăviți să fie Domnul. Dragul meu, vreau să te întreb în seara asta, în următoarele câteva momente, pentru că vreau să vii și să răspunzi cuvântul lui Dumnezeu. Eu personal vă spun, nu cred în predicarea cuvântului fără răspuns din partea bisericii. Întrebarea este, ce ai de gând să faci? O să continui la fel să te târăști ca o aia, creștinul tip o midă sau o să-ți viața în din și o să zici, știi ce? Nu o să mai plâng, nu o să mă mai plâng, nu o să mă mai victimizez, e o luptă, accept lucrul ăsta, accept și că într-o zi voi pleca de aici, trebuie să accept lucrul ăsta cu tărie și am o coroană care Dumnezeu vrea să-mi dea o coroană a răsplătirilor. Vreau să trec linia de sosire, dragul meu, crede-mă. Există o statistică în America făcută pe lideri creștini și pe oameni creștini și m-a întristat. Și se spune acolo că 65% din cei care încep bine nu mai termină bine. Și la sfârșitul cărții în lacrimi, autorul ne îndemna și parcă vorbea cu mine când citeam ultimile rânduri din carte. Te rog, termină bine. Treci linia de sosire, Sani. Treci linia de sosire, Tibi. Treci linia de sosire, Timotei. Treci linia de sosire, Sorin, Teo, Daniel. Treci linia de sosire. Termină bine. Mă uit la unul ca al spărgin. În ultimii ani de în viață, dragii mei, știți, Charles Spurgeon a fost numit prințul predicatorilor. Biblioteca lui avea 15.000 de cărți, era omul care folosea Dumnezeu și în ultimii ani de zile a avut gută la picioare și a zis, Doamne, voi predica până la sfârșitul vieții mele cu durerile astea și nu mă voi lăsa. Vreau să termin bine, nu voi lăsa această boală să mă oprească din a predica. Prietenii și doctorii au spus, iau mai încet, poate o prelungim. Și l-a zis, nu, predicarea cuvântului Dumnezeu are prioritate maximă nu sănătatea mea. Uau wow, ce mentalitate! E incredibil! Watchman de care v-am vorbit, nu știu dacă știți cum a murit. El a fost un mare evanghelist în China, venit din, din lucrarea lui Houston Taylor, englezul care a mers și și-a pierdut în China toată familia. Pentru misiune a plătit tot prețul. Și Watchman Nee predica atât de puternic Evanghelia încât se pocăiau chinezii și se converteau. Și autoritățile comuniste ca să-l oprească să tacă, i-au tăiat limba. Și ce a făcut? În închisoare, singur, părăsit, a cerut o foaie și un creion și a început să scrie. Și cărțile lui acum binecuvântează milioane de oameni. De ce Watchman a refuzat să lase pe cineva să-l oprească din chemarea și alergarea lui? Te rog, nu renunța la luptă. Te rog, du-ți până la capăt alergarea. Îmi doresc ca acolo să ne Căsim cu toții după ce am trecut linia de sosire. N-aș vrea ca să mă uit la voi asta și într-o zi să nu ne găsim acolo împreună. Sunt oameni care au renunțat și trebuie încurajați. Un lucru care îl putem face este să ne zidim pe noi, dar trebuie să ne gândim și la cei care deja au renunțat să-i căutăm săptămâna asta. Dă-le un telefon. Mi-a spus cineva odată la o biserică zice în timp ce predicai. Duhul Sfânt avea altă predică pentru mine. Și zic, super, se întâmplă deseori asta. Pentru că Duhul Sfânt nu stă legat de predicator. El folosește cuvântul, dar predică ce vrea el, inimii tale, și aplică. Și ce mi-a pus în minte o fată, o persoană cu care am fost conectată, care de trei ani de zile nu știam nimic de ea. Și știi ce? Am început să scriu mesaje. Unde ești? Ce se întâmplă cu tine? Și persoana aia trecea printr-un necaz enorm. Părăsită, lăsată singură, și știi ce a zis? Haide cu mine, la biserică. Hai să continue alergarea. Vă aduceți aminte că la unul din Jocurile Olimpice a alergat acolo un om. Probabil știți, filmul s-a făcut și film. Și aproape de linia de sosire, fiul acestui om care alerga cu viteză maximă și-a rupt piciorul. Și atunci tatălui a coborât în stadion și l-a luat și au trecut împreună linia de sosire. Și am zis, tată, de ce? Pentru că vreau să treci linia de sosire. Dumnezeu nu are niciun interes ca tu să rămâi de partea asta la alta planetei. El vrea să treci linia de sosire a cerului, Amen. Dar trebuie ca tu să-ți dai interesul, trebuie ca tu să plătești prețul. Și, dragul meu, e un efort de plătit. Eu un efort să rămânem împreună, e un efort să stăm pe cale, e un efort. Faptul că Dumnezeu îți dă har nu înseamnă că harul le face pentru tine. Vorba aia veche a românului că Ba, multe are, multe proaste, dar sunt multe și bune. Dumnezeu îți dă, dar nu spune în straiță, trebuie Să Trebuie să-ți și să-ți faci partea. Pavel zice că l-a apucat pe Hristos. Mărturia mamei mele e simplă. Spune Dumnezeu i-a întins o mână lui Sani. Dar și Sani a apucat mâna lui Dumnezeu. Că nu-i mai dădea nimeni nicio șansă, nicio speranță. Copilul meu a apucat mâna lui Dumnezeu. Tu știi ce bine cuvântarea asta pentru mamă. Continuă să te rogi pentru copiii tăi. Continuă lupta. Continuă să strigi pentru familia ta. Continuă să strigi pentru frații tăi. Continuă să bas la ușa lui Dumnezeu cine cere și continuă să ceară, spune Scriptura. Cine bate și continuă să bată. Cine cheamă pe Dumnezeu și continuă să-L cheme. Cine strigă, cine strigă, cine strigă în numele Domnului va fi mântuit. Nu te lăsa. adu aminte că viața asta este trecătoare și nu uita venirea Domnului aproape. Îmi place ce spune Pavel. Acea cu nu o va da Domnului tuturor celor ce iubesc venirea Lui. Vreau să te întreb, iubești venirea Domnului? Eu v-am spus dimineața și v-am spus și la începutul predicii, când auzeam pe, pe surorile alea mai în vârstă, vino Doamne Iisuse. Eu ziceam, nu Doamne Iisuse, dar acum știi ce zic? Vino Doamne Iisuse. Iubesc venirea Domnului. Dar dacă voi pleca înainte de venirea Lui, Vreau să mă strădui să fac tot posibilul să mă lupt în bună a credinței. Să-mi sfârșesc alergarea și să păzesc credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Credința în Domnul Isus Hristos, singurul tichet spre împărăția cerurilor. Nu există altă cale, nu există alt adevăr. El este pâinea vieții. El te poate sătura în călătoria asta pe pământ. El este apa vieții. El te poate sătura. El este Domnul. Așa că în seara asta te chem să ne ridicăm împreună. Și în timp ce ne ridicăm, vreau ca să-i cerem lui Dumnezeu ajutorul. Doamne, vreau să lupt lupta acea bună a credinței. Doamne, vreau să-mi sfârșesc alergarea. Doamne, vreau să păzesc credința. Haideți să vorbim cu Tata și să cerem ajutorul lui fiecare în dreptul lui.